Doi bărbați s-au luat la ceartă care ulterior s-a transformat în bătaie. Unul dintre ei a distrus autoturismul celuilalt, iar când organele abilitate l-au încătușat, acesta s-ar fi lovit intenționat în zona capului pentru a nu ajunge în arestul poliției. Polițiștii secției 3 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul că pe strada Bujorilor a avut loc un conflict spontan, în urma căruia un bărbat în vârstă de 50 de ani ar fi fost lovit de un altul în vârstă de 38 de ani. De asemenea, bărbatul de 38 de ani ar fi aruncat pe autoturismul ce aparține celuilalt bărbat cu un obiect provocând pagube materiale. Bărbatul de 38 de ani a fost încătușat iar în momentul în care a urcat în auto specială pentru a fi condus la sediul poliției, acesta s-ar fi lovit intenționat cu capul de sistemele din interiorul acesteia, provocându-și răni. La fața locului a fost solicitată o ambulanță care a transportat bărbatul la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale. Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor cauzelor producerii evenimentului, comunică reprezentanții IPJ Timiș.